Bună dimineața, măi oamenilor, Nina a cântat cocoșul de trei ori și iată-mă, sunt în fața dumneavoastră și în fața celor trei camere de luat vederi, dirijate mai nou și bine de colegul nostru Paul Mocanu, sportiv de performanță, printre altele, în fața microfonului și în spatele camerei, iar de la balconul televiziunii Antena 3, îndrăgitul nostru coleg Romeo. E bine, numai mâine nu-i 2021, suntem în 30, o zi cu o semnificație, să zicem, deosebită pentru istoria României. O Românie care a fost când capitalistă, când socialistă, când comunistă și a fost detronată așa ca regat în anul 1947, într-o zi de 30 decembrie, când s-a petrecut prima lovitură de stat comunistă. Scriu istoricii, regele Mihai a fost forțat să abdice și s-a înființat, a luat ființă, eu știu, s-a născut Republica Populară Română, după care a venit și Republica Socialistă România. Cum vedeți aici, decorul puțin schimbat, cel puțin pe masa din fața mea și din fața celor trei camere. Avem și colegi pofticioși, se uită la ceea ce s-a aranjat pe masă. Avem o jimblă, o jimblă din secară, avem și o zacuscă din pește și o salată din icre de crab și de știucă. Știți rețeta pescarului, cel care pleacă dimineața de acasă, trece pe la piață și, bineînțeles, uită să arunce bonul fiscal, spunându-i soției că a prins în 2-3 ore peștele care l-are în juvenic. Rețeta pescarului, dimineața știu că mi-e foame, la prânz crap de foame, iar seara somn ușor. Nici vorba de somn, e vorba de bună dimineața și din punct de vedere meteorologic chiar e bună dimineața. Am venit pe lună, aproape plină, că a fost ieri noapte lună plină. Acum e cam obosită luna, se ducea să se culce dincolo de Olănești, dincolo de dealuri, dincolo de munți, să răsară pe la alții. Și răsărit de soare puțin mai încolo, pentru că ziua este din ce în ce mai lunguță, așa după ce noi am trăit și solstițiul de iarnă cu cea mai lungă noapte, cea mai scurtă zi. E bine, stă să răsară și o să ne vadă, o să-l vedem, pentru că sunt și niște nori călători subțiri așa norii și ceața care mai e pe voi se va ridica. E bine, nu trebuie să stați neapărat ca mine picioare ridicați, confortabil în fotolii, pe canapea, să sorbiți în cafea dintr-o neagră licoare de stic sau dintr-un ceius din ăsta pentru un leac, pentru cine știe ce boleșniță. Mai avem bradul de Crăciun împodobit, bineînțeles, că sărbătorile sunt până pe 7 ianuarie, după 7 ianuarie și după ionii negativi sau pozitivi, o să intrăm normal în 2021, bine, normal 2-3 zile, mă gândesc, povestind ce am făcut de Revelion și de Crăciun. E bine, ne întoarcem acum la coana vreme, pe frontul atmosferic, soldat, vedeți, neinstruit, neîncheiat la copcă, cu chipiu pe cap pentru a nu fi imaginea contrjur. Sunt câțiva sorpi aici și s-ar putea să reflecte lumina celor sunt vreo 7 sori. Avem aici imaginea cu nordul județului și păstrăm pentru finalul rubricii Meteo, fata de la Meteo, Valicona, câteva imagini superbe, în 2-3 minute fiecare, cu cele două parcuri naționale pe care le avem și ne bucurăm de ele. Partea proastă că nu prea ne bucurăm și financiar, că nu știți să promovăm foarte mult. Nu noi, că noi promovăm, alții care ar trebui să promoveze, să vină turiști cu teșchereaua plină, să lase acolo să rămână foarte mult timp în cele două parcuri. Dar avem așa zona de sub munte, Câine, în Brezoi, Voineasa, mergem și pe la Obârșia Lotului. E bine, vă dau prognoza pentru următoarele 3 zile, că așa am înțeles că se folosește pe la alte televiziuni. Astăzi, o vreme cât de cât deschisă așa, vremea deschisă la față, nu acoperită cu ceață, nu acoperită cu nori. Mâine, în schimb, se va întuneca cerul și vor fi precipitații în formă de lapoviță și nisoare în zona montană și mai mult precipitații în formă de ploaie în zona de centru și sud a județului Vâlcea. La Câineni, de exemplu, dacă e să mergeți pe la Câineni astăzi, mâine și poimine, astăzi o notă de 10 pentru vremea de la Câineni, 10 grade, 9 grade mâine și cu precipitații, dar peste tot ziua de 1, era zi duminică, gândim la sărbătoare, ziua de vineri pe 1, cam în toată zona județului Vâlcea va fi cer senin aproape total și grade mai puține, dar soare. Deci la Câineni am zis 10 grade 9-6, duminică mai rece, apoi la Brezoi venim spre Râmnic 9 grade astăzi la Brezoi cu ceva șanse de precipitații sub formă de lapoviță și nisoare, 8 grade mâine cu precipitații la fel mixte, în schimb pe 1 8 grade și soare. La Voineasa la fel,
aceeași situație pe frontul atmosferic. Astăzi ceva precipitații, mâine la fel, duminică, pe întâi, mereu vine să zic duminică, dar fiind 1 ianuarie, un fel de duminică și pentru noi, temperatură mai scăzută, dar fără precipitații. La fel și la Obârșia Lotului, îmi spunea Marcel Andreescu, avem și niște imagini după la Obârșia Lotului. A încercat ieri Marcel Andreescu să urce până la cota 2000. Foarte greu, cum spunea, că pe o distanță de 300 de metri în urcare, 40 de minute cu snowmobilul care a fost acoperit la un moment dat de zăpadă, pentru că vântul alerga pe acolo cu peste 120-130 de kilometri la oră, un fel de Michael Schumacher când era în formă și într-o curbă intra cu 120. O să avem și imagini luni, surpriză pentru dumneavoastră și pentru cineva de aici de la noi, de la Antena 3. Da, dacă e să mergem înspre, să venim înspre Râmnic, Băbeni, coborând spre Drăgășani, se coboară acum la Drăgășani din tren, să urcă în tren peste 24 de ore cu damigenele de foaie verde Drăgășani la anul și la mulți ani. Și aici e cam aceeași situație ca și în zona de sub munte și mai puțin la munte. Drăgășaniu, 12 grade astăzi, cea mai ridicată temperatură. Mâine 7 grade, 8 grade, dar cu ceva precipitații, iar vineri, să nu mai zic duminică, vineri e 8 grade, mai rece, dar senin. Pe la Băben la fel, în Râmnic, la această oră, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, avem așa 6 grade, cerul parțial descoperit, nu mai zic acoperit, color peste câteva minute o să răsară soarele și ne putem bucura astăzi de 12 grade, mâine de 9, dar precipitații slabe, iar pe 1 de 7 putem ieși la plimbare sub soare, dar îmbrăcați mai gros, că o să avem doar 7 grade. Iată imaginile de la Obârșia Lotului. O să încercăm să luăm legătura și cu domnul primar de acolo, Năstățeu, dar mai târziu avem în schimb câteva corespondente telefonice din alte zone ale județului Vâlcea, cu domnul primar care știu că se trezește dimineața, gospodar fiind, să urmărească ce se întâmplă prin județ și mai ales prin localitățile lor când e vorba de această perioadă. Iată, lacul Vidra, telecabinele încă nu funcționează, sunt la garaj acolo. O imagine superbă și încă o dată spun, nu știm sau nu știu alții, nu știu ai noștri conducători să pună în valoare această zonă. Am întâlnit acum câțiva ani de zile când era dat în folosință domeniul schiabil, veneau oameni de la Constanța să dau extremele din Timișoara, din Bucovina sau din Satul Mare și uitau să schieze pentru că priveau la ceea ce se afla mai jos de ei. Dar asta e situația deocamdată, să sperăm că se va deschide măcar în perioada în care a mai rămas de vacanță pentru elevi. Ne mai luăm și noi câte un concediu ăsta medical, că se mai poate. Ne mai e 14 zile pe acasă, dar acasă fiind aici la Obârșia Lotului. Cam atât de pe frontul atmosferic și acum v-am spus că păstrăm, avem telefon. Bună dimineața! Bună dimineața dumneavoastră, este spectacolul dumneavoastră, domnul Vargăra. Să facem cunoștință, deși noi cunoaștem după voce, după port, mai ales după cele colindate. Da. De unde ne dați? Sorin Vasilache, primarul orașului Băile Olănești. Păi vreau să vă spun, domnule primar, că sunt jumătate din Olănești, în cont la câte drumuri fac înspre această stațiune foarte căutată și cu foarte multe locuri frumoase pentru foarte mulți turiști. Într-adevăr, ați prezentat foarte bine și frumos atracțiile din Băile Olănești, împreună cu domnul Marcel Andreescu. Și câinele, da. Și pentru acest lucru, că, într-adevăr, sunt multe obiective turistice importante și de atracție pentru toți locuitorii din țara noastră. Ceea ce e foarte interesant legat de stațiunea în care dumneavoastră sunteți primar și localitatea în care sunteți primar, că sunt foarte multe trasee care pleacă chiar din centrul stațiunii, din centrul localității. Acum două săptămâni am prezentat un traseu excepțional în toate anotimpurile. Bine, pentru iarnă, mai puțin pentru cei care nu sunt antrenați și n-au îmbrăcăminte adecvată. Din centru, pe lângă Biserica lui Horea, sus înspre Piatra Scrisă, apoi Piatra Oiei și Piatra Cerbului, care poate fi prelungit traseu, ducându-le la Comanca și întorcându-le în Olănești. Da. Într-adevăr, lucrăm la identificarea traseelor și localizarea acestora cu echipa de la Salvamont, condusă de domnul Marcel Andreescu, pentru a putea oferi turiștilor aceste zone cu o identificare clară
și care merită să fie văzute. Da, mai e un drum care duce spre schitul Bradu, dacă ne ducem spre Comanca sau intrăm de la izvoare spre satul Tisa. Da. Un schit încărcat așa de credință și de oameni foarte apropiați de Doamne, Doamne. Ca să nu mai vorbim de cele izvoare și de plimbările care pot avea loc din stațiune, cât 5 km în sus, 5 km în jos, o zonă încărcată. Dar am și o rugăminte și nu vine numai din partea mea și știu că aveți un proiect pentru asta. Primul proiect, am înțeles că s-a și realizat o hartă electronică cu traseele din stațiunea Olănești. Da, am realizat o hartă și vrem să mai lucrăm în continuare pentru o identificare mai clară și mai extinsă a traseelor. Acum am realizat o hartă cu obiectivele din stațiune, din localitățile componente și punctate numai obiectivele de cult, dar extindem spre Valea Munților Căpățânii traseele de care spuneați pentru a putea fi vizualizate și practic să se poată merge pe ele cât mai clar. Da, dacă e să mergem înspre cheile Olăneștiului, înspre Folea sau înspre Mânzu, Radița, avem și zone de Căsărat, Canton Cheie, acolo cu unul dintre cele mai dificile trasee de Căsărat din țară și nu numai din țară. Și aici vreau să ajung cu discuția, discutăm și cu Marcel Andreescu și cu dumneavoastră. Aș vrea ca foarte curând să puneți în practică ceea ce ați dorit să puneți deocamdată pe hârtie. Și un parc de un adventure park, un parc de aventuri pentru cei care vin. Pentru că stațiunea Olănești nu mai e de mult o stațiune pentru cei veniți să bea apă, să odihnească și pentru cei tineri, că sunt posibilități extraordinare de a se manifesta altfel în natură, adică cu sporturile astea extreme. Sigur că da. Am finalizat, pot să vă spun, modernizarea parcului din centrul stațiunii. Îl avem în imagine, da. Da, un proiect cu valoare de 1,5 milioane de euro, un proiect care clar a schimbat ambientul zonei centrale cu fântână muzicală artiziană, cu spațiu verde, cu un iaz, pompe de recirculare a apei, un panou automatizat cu informații despre stațiune, un ceas floral, sunt multe obiective, mobilier urban, care vor atrage turiștii din... Da, vorbeam cu Marcel Andreescu de această zonă de pe stânga, cum venim spre Lănești, intrăm spre satul Tisa, un sat care îți aduce aminte de copilărie, parcă suntem ajunși acolo în perioada lui Ion Creangă, cu acele căsuțe colorate, cu oamenii ieșiți la poartă, cu acele păsări libere. Astrat. Și avem heliportul. Mă gândeam la un traseu foarte scurt pentru cei care nu Lănești, de la izvoare, satul Tisa, acolo unde a fost heliportul sau helioportul și coborât pe stânga. E un traseu, am înțeles, și... Sigur, e drumul betonat care trebuie să-l modernizăm. Sunt multe trasee care, într-adevăr, merită să fie văzute. E o zonă extraordinară. Olăneștiul se va dezvolta în amonte, pentru că zona centrală a stațiunii este super aglomerată. Și sunt zone extraordinare de pitorești în localitățile componente. Da, domnule primar, văd căsute. Vă doresc ca foarte curând să nu mai aveți spații de cazare libere. Sună, nu știu cum, dar ar fi bine, adică foarte mulți turiști, iar dumneavoastră, având și proiecte pentru viitor, să le construiți celor care doresc să vină acolo, spații de cazare și rute din astea în care să nu se plictisească, nu e cazul stațiunii dumneavoastră, dar eu cred și așa, cred că simte oricine. Mergi într-o stațiune, nu să stai la fereastră, zici cum plouă, cum ninge, sau să duci la cantină să mănânci, trebuie să ieși în decor și să vezi ceea ce are localitatea mai frumoasă. Și avem Olăneștiul, repet, printre cele mai frumoase localități din țară, nu numai din județ. Celor dumneavoastră, celor care ne urmăresc, că sunt convins că sunt oameni din Olănești care vă urmăresc și ne urmăresc și pe noi. Da, vreau să transmit și eu locuitorilor din băile Olănești, tuturor lucenilor, să aibă multă sănătate, fericire, bucurii cu ocazia acestui sărbător de iarnă, un an în 2021, care să le aducă împlinirea a tot ce își propun. Un an mai bun, un an cu liniște și cu sănătate de care avem nevoie.
Da, la mulți ani tuturor. Mulțumesc, domnule primar, domnul Sorin Vasilache, primarul localității și stațiunii Olănești. Toate cele bune, salutări locuitorilor de acolo și să fie 2021 un an cu gust și cu miros, adică să fie un an sănătos. Am înțeles că mai încearcă cineva să ne contacteze. Dacă e de la Olănești, să trece puțin niște dealuri, o să ajungem și pe la Bunești, poate și pe la mine, pe la Stoienești, dar așteptăm. Și pentru că v-am promis ceva legat de meteo, ceea ce televiziunea Antena 3 Vâlcea aduce în fiecare duminică în casele dumneavoastră, câte o destinație de weekend. Deci noi mai strângem așa că suntem albine lucrătoare și strângătoare și avem oameni care au ochi să vadă, minte să înțeleagă și suflet să dăruiască mai departe. Avem așa câteva imagini din cele două parcuri naționale. Am vorbit de Olănești, care duce spre Parcul Național Buila Vânturaița și de celălalt parc, Parcul Național Cozia, plecând din altă stațiune foarte căutată de turiști, Călimăneștiu. Ei, avem acum câteva, 2000 ceva de hoinărit prin Parcul Național Cozia, denumit și ca masiv, masivul Cozia, Muntele Florilor și ne-ntoarcem. Da, ați văzut poarta de intrare în Parcul Național Cozia, de la barajul plin de apă, uneori fără apă prea multă. O intrare într-un parc foarte, foarte căutat de turiști, că am sărit de la una la alta, de la Olănești am trecut la Călimănești, spre Munchia lui Teofil, împreună cu domnul inginer Pavel Prundurel. Salut și salut pe cei care au grijă de acest parc și pe cei care îl colindă. Masivul Cozia, supranumit și Muntele Florilor, primăvara, vara, acolo e o nebunie, cum nebunie și în celălalt parc, Parcul Național Buila Vânturarița.
Deci o intrare într-un parc, acum facem o altă intrare în celălalt parc, un videoclip de suflet, așa, într-o toamnă, cu multe au mai fost și o să mai fie prezentate aici la televiziunea Antena 3 Vâlcea, în emisiunea Destinații de Weekend. Poftiți în celălalt parc, Parcul Național Buila Vânturariță. Da, te cam apucă un dor de duc, așa, când vezi asemenea imagini. Parcul Național Buila Vânturarița, într-o toamnă, care a tivit hainele acestui masiv în toate culorile lumii, în toate culorile pământului. Ba două călătorii, sigur că te mai așezi și tu la casa ta, eventual pe o canapea sau pe un fotol, la masă, dacă e cumva încărcată, să mai gust ceva. E bine, a venit timpul să vă prezint niște produse din partea unui partener magic, pentru că avem foarte mulți parteneri, din ce în ce mai mulți parteneri care vin înspre televiziunea noastră și nu știu dacă se mai ține post în această perioadă, după cele îngurgitate de Crăciun,
să zicem, metri de cârnați, hectolitri de vin sau de bere, eu știu, și chiar de țuică, în acel ibric în care se pune țuică, se pun 7 boabe de piper, lăsat lichidul să dea 99 de rotocoale, după care să aveți poftă la băucii, la mâncat. E bine, ce avem aici? Zacuscă, zacuscă, dar nu orice fel de zacuscă și nu orice fel de borcan. Aici avem și cele trei culori ale României și stă scris pe borcanul ăsta zacuscă cu macrou afumat. Da, se simte puțin afumătura așa. Bine, te poți afuma și de la niște lichid dacă îl bei fără măsură, așa, nu-l bei cu paharul. N-am să desfac borcanul și vă spun și de ce. Pentru că sunt și doamne care, eu știu, 5 luni, 6 luni, 7 luni, 8 luni, Doamne ajută, 9 luni, așa, și creăm niște pofte din asta, după care soții sunt trimiși după zacusca asta cu macrou afumat, repet, partener media magic, și ouă de pește. Ouă de pește, așa cum se spune prin Moldova, dar aceste ouă de pește, pe la noi se numesc icre. Icre, și în orice fel de icre, avem salată din icre, crap și ștucă, tot de la partenerul nostru. Aș pune ceva icre pe pâine acum, dar la fel, zic, poate să mă uită niște doamne și e prea devreme să fie trăgiți bărbații, sunați bărbații, mergeți la magazinele așa, magic, și consumați sau cetin și mie acasă. Iar, ca să avem pâine pe masă, pâinea noastră cea de toate zilele, două, nouă, doamne, și a luat-o domnul Valicunea de la un magazin foarte cunoscut, alt partener, hai să, așa, rustic, 12 ore de fermentație, jimblă țărănească cu făină de secară și de floarea soarelui. Ah! Numai pâinea asta a soarelui, nu mai trebuie altceva, dar, repet, mulțumesc încă o dată celor doi parteneri, e vorba de Boromir și de Magic. Aveți acolo salate de icre, crap și ștucă, la magazine 5, 6, 10, sunt foarte multe și foarte căutate icrele de weekend. Și mai e puțin, în weekend vine și anul nou, să aveți și de ștucă și de crap, mai sunt și icre de păstră, sunt și alte produse din carne de pește. Eu v-aș recomanda, pe lângă cele spuse de mine, avem și niște parizeri din carne de pește, avem și niște cârnăciori, avem și la găletușe cu ceapă, cu ardei mai iute, așa. Deja îmi lasă greu să vorbești când vorbești despre asemenea produse, dar dacă doriți să schimbați ciorba din perișoare de carne, din carne de porc, vă recomand la țiplă să luați măcar 300 de grame și faceți perișoare din carne de pește cum faceți perișoare din carne de porc. Numai că o să aibă un gust de pește și o să vă întrebe vecinii când au fost ei la pescuit să aduc acasă. Repet, foarte bune și la mulți ani, multă sănătate, să fiți sprinteni ca păstrăvu și să consumați pâinea cea de toate zilele. E bine, astea sunt dorințele noastre. Acum să vedem ce daruri aduce ziua de astăzi, pentru că avem pe colega noastră, Lili Suciu, cu horoscopul emisiunii. Berbec. După câteva zile de relaxare, când ați luat pauză de la sursa de stres, cumva vă întoarceți de unde ați plecat. Ceva sau cineva vă conectează cu realitatea dură și vă întoarce înapoi la griji. Punctul culminant de îngrijorare este ziua de astăzi. Taur. Un dialog agreabil cu cineva din cercul de apropiați, o conversație din care veți afla câteva amănunte interesante care vă vor deschide aripile către un nou orizont. S-ar putea să vreți să vă schimbați locul de muncă sau să faceți mari schimbări în viața personală în viitor. Aceste informații pe care le veți afla sunt vitale pentru decizia pe care o veți lua. Gemeni, o mare îngrijorare privind sectorul banilor câștigați prin muncă asiduă se arată. Manifestați câteva dubii și îndoieli că acești bani au fost administrați cu înțelepciune fie de către dumneavoastră, fie de cineva apropiat. Sunteți convins că s-au luat câteva decizii greșite. Rac, posibile amânări sau întârzieri în ceea ce privește sectorul relațiilor. Ceva nu s-a concretizat în ultima lună și ați tot așteptat o portiță de salvare. Nativii raci s-au grăbit în luna decembrie să prindă un tren în care nu s-au urcat la timp. Au sperat că o pot face acum pe ultima sută de metri. Probabil cei mai mulți au fost dezamăgiți. Finalul de an îi surprinde cu gânduri la aceste amânări. Leu, învățați să aveți încredere în persoana cea mai apropiată, doar așa veți merge mai departe și veți realiza ceea ce vă doriți. Este greu de unul singur să ajungi acolo unde ți-ai propus și dacă drumul este comun cu cineva drag, umăr la umăr, este mult mai simplu. Să fii un lup singuratic în lumea asta nu te ajută în planurile tale. Uneori e nevoie de doi. Faceți planuri pentru anul care vine.
fecioară. Acum, la final de an, ieșiți în aer liber și eliberați-vă. Aveți mare nevoie de mișcare și de aer curat, poate de schimbat puțin rutina, atmosfera și decorul. Ar fi ideal să nu petreceți noaptea dintre ani în propria casă. Organizați-vă să plecați undeva cât mai departe de casă. Balanță. În ziua de 30 decembrie are loc un eveniment astral deosebit, luna plină în rac pe sectorul carierei. Deși nu este momentul, acum se pare că veți primi câteva vești la final de an menite să vă schimbe traiectoria, poate fi chiar percepția psihologică despre propriile nevoi profesionale. Vă gândiți serios la profesia pe care nu o exercitați așa cum ați dori. Scorpion. Și voi vă gândiți serios la o schimbare majoră de direcție, poate fi chiar plecarea din țară, din localitate sau schimbarea direcției profesionale. Un dialog puțin stânjenitor ar putea avea loc la finalul săptămânii. Protagoniștii acestui schimb de replici sunteți dumneavoastră împreună cu un grup de cunoscuți. Săgetător, nu mai aveți nicio tragere de inimă să mai faceți nimic acum spre final de an. V-a pierit complet cheful de a mai munci. Luna plină din rac vă pune într-o situație unică, aceea de a medita la situația financiară a anului care tocmai se încheie. Capricorn. Au loc reviziuni de poziție, se nasc tensiuni și discuții pe fondul unor acumulări de nemulțumiri și frustrări adunate de-a lungul anului. Capricornii termină acest an cu sufletul tulburat de îndoieli. Vărsător. Sunteți într-un punct de maximă plictiseală, vă simțiți lipsiți de perspectivă și orizont profesional. Nemulțumirea de la locul de muncă a fost leitmotivul acestui an. Din păcate, nu a fost posibil să schimbați nimic. Vă simțiți incapabili să ieșiți din tiparul în care sunteți prinși. Pești. Un posibil blocaj legat de gestionarea unui conflict interior apare la voi, imposibilitatea de a depăși o traumă sau o despărțire, o criză sentimentală sau un eșec. Nativii pești vor medita la șansele lor de a ieși cu sufletul intact dintr-o situație care i-a afectat emoțional. Nu este cel mai bun moment pentru discuții contradictorii. Da, darurile zilei prezentate de colega noastră Lili Suciu, dar din dar se face rai, colindător pe tot parcursul anului, postul de televiziune Antena 3, și aici la matinalul Fii Antenă, ați fost antene, știți unde să prindeți asemenea capturi. Zacusca asta, în primul rând, cu macrou afumat, foarte bună. Bine, puteți să luați o caserolă mai mare. Eu am fost așa, scoțian, m-am cotat prin buzunare și am zis că atât pot să consum la masa de Revelion, salată din icre, crab și ștucă și această jimblă fermentată 16 zile, niște mâini din astea de femeie trecută prin ani și cu făină luată de la un morar din ăsta și el cu părul alb așa, cu, și de la făină și de la timp. E bine, am colindat înainte de Crăciun, sau am fost colindat înainte de Crăciun de primarul din comuna Stoienești, primarul din comuna mea natală, domnul Dumbrava. E bine, avem acum... sau s-ar putea să avem legătura cu o altă localitate, una în cele mai frumoase și bine păstorite localități din județul Vâlcea, comuna Bunești. Bună dimineața, domnule primar! Bună dimineața! Mă știți așa, cu furnici pe talpă, stânga, dreapta, da, sus, jos, și da, ne cunoaștem de ceva timp. Eu cunosc ceea ce faceți dumneavoastră. De câți ani? Păi din 1996. 1996. La anul și la mulți ani. Vă mulțumesc. Da. Și eu vă poftiți? Spuneți, spune, ce, eu v-aș întreba ce mai e de făcut în localitatea Bunești, pentru că trecând pe acolo, oprindu-mă la dumneavoastră, străbătând toate cărările, dar nu mai sunt cărări, da, că sunt șosele asfaltate, eu zic că nu mai avem trebuie multe realizări în comuna noastră, dar vrem să continuăm cu multe, multe lucrări în comuna noastră. Pe ce mai aveți de făcut? În primul rând, vrem să începem rețeaua de gaze naturale în comuna noastră. S-a câștigat și licitația. Mai sunt puține probleme de rezolvat și sperăm că în martie să începem. Eu dacă trec prin Bunești, mă pot opri și știu unde să mă duc. Cei care vor să ajungă în localitatea Bunești, o localitate, după părerea mea, și nu e numai părerea mea, una dintre cele mai bine păstorite localități ale județului Vâlcea, omul știe... sau trebuie să știe unde să se oprească. Eu le spun așa, printre altele, că aveți niște obiective deja declarate de mine turistice, pentru că dacă mă gândesc la acea biserică zugrăvită, nu numai cu sfinți pe afară, și cu înțelepți, de la Teiuș e parcă biserica asta, nu? Da, 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 Teiuș, da, e monument istoric. Monument istoric. Apoi aveți, da, o troiță lângă primărie, care are o pictură, da, foarte interesantă. Maica, da, cu pruncul în brațe, dar cu trei mâini. Nu cu trei mâini, da. Asta presupunând, da, o grijă în plus, așa, adică mai multă grijă față, da, de prunci. Și mai aveți o bisericuță unde dacă bate clopotul,
Să alungă când norii. Când e furtuna, da, alungă norii. Da. Repet, nu știu ce vă mai lipsește, că aveți, printre altele, aveți biblionet, aveți teren cu gazon natural, cu gazon artificial, nocturnă. Da. Da. Aveți biblionetul ăsta căutat de foarte mulți elevi. O nouă grădiniță, asta înseamnă am că... Am finalizat două grădinițe anul trecut. Mai avem decât o întrejmuire la una dintre grădinițe. Asta înseamnă că lumea din Bunește iubește, crește numărul populației din Bunești, având toate condițiile, dacă da, faceți și deci avem copii și a trebuit să construim două grădinițe. Da. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru colind înainte de anul nou și adresați dumneavoastră câteva urări celor care sunt... Vreau să transmit tuturor multă sănătate, bucurie, fericire și multă liniște sufletească în nou an. La mulți ani și realizări și succes pe toate planurile. Mulțumim foarte mult. Un an nou cu gust și miros, să fie un an sănătos și pentru dumneavoastră, familia dumneavoastră și locuitorii localității Bunești și apoi la mine, Stoinești, acolo. Sănătate. Toate cele bune. Și ne vedem cu bine la anul și la mulți ani, că până la anul nu mai e mult. Da, ne apropiem de finalul acestui matinal, dar n-aș vrea să ne despărțim din două motive. Unul cu motive florale și pastorale, adică cu un cântec, cu un videoclip semnat de colegul, prietenul nostru și un om legat de ceea ce înseamnă muzică populară, dar tradiții, Alin Pavelescu. O să-l vedem imediat, după care ne întoarcem și al doilea motiv să-l auziți imediat după ce urmărim videoclip. Eu avea neam de neamul meu, măi, dar la toți am împărățit și tot rău mi-am auzit. Din prieteni de mulți ani am trăit să-i văd dușmanii, măi. Ia vezi, omule, cum trec zilele, nu se mai întorc, viața nu-i un joc. Ia vezi, omule, cum trec zilele, nu se mai întorc, viața nu-i un joc. Se poate cât un pic să am din toate, poate m-aș fi îmbogățit și trăiam mai liniștit, măi. Dar am dat cât am putut la toți care mi-au cerut și am văzut de atâția se ceartă pentru banii, măi. Ia vezi, omule, cum trec zilele, nu se mai întorc, viața nu-i un joc. Ia vezi, omule, cum trec zilele, nu se mai întorc, viața nu-i un joc. Suflet supărare și vrea mai mult decât are. Nu mai știe cum să spună când și când o vorbă bună. Să
te întrebe de ce taci, ce te doare, ce mai faci, măi. Ia vezi, omule, cum trei zilele nu se mai întorc, viața nu-i un joc. Ia vezi, omule, cum trei zilele nu se mai întorc, viața nu-i un joc. Așa-i omul strânge, strânge și parcă nu-i mai ajunge. Strică liniștea din casă, parcă de nimic nu-i pasă. Trece viața și nu știe să-și mai facă o bucurie. Orice-ar vrea și orice-ar face, timpul nu se mai întoarce. Ia vezi, omule, cum trec zilele, nu se mai întorc, viața nu-i un joc. Ia vezi, omule, cum trec zilele, nu se mai întorc, viața nu-i un joc. Da, omule, omule, repede mai trec zilele, clipele, orele, bineînțeles, și anii trec și uite, te încarcă așa vremea, te mai albește, te mai duce cu gândul la cele veșnice, la cel de sus. Cam atât pentru ziua de astăzi, 30, odată ziua Republicii sărbătorite din 1947, când România a devenit atunci Republica Populară Română. Și mai o semnificație legată de ziua asta de 30, că tot am vorbit de viteză. Michael Schumacher, acum 7 ani de zile, a suferit un accident și în acest an 2020 se află într-o stare critică. Un om care a fost filmat, a fost urmărit pe micile ecrane și pe latele ecrane și de un coleg de-al nostru, care are un 6 pe tricou. Cât de curând un 6 pe tricou va avea? Mai e cineva care are 2 de 6 pe tricou, e vorba de Varicone. Să-i mulțumim și pentru ceea ce veți urmări mâine și poimine, pentru că din lada dezestre vom scoate cele mai frumoase și interesante momente din matinalul Fii Antena. O trece în revistă a lui 2020, de când postul nostru de televiziune a intrat în casele dumneavoastră, începând cu august până în această perioadă de sfârșit de an. Să-i mulțumim și lui Romeo și să-i urăm să fie în continuare la balconul televiziunii Antena 3 la anul și la mulți ani. Paul Mocanu, Romeo și eu mă duc înspre radio mâine dimineață și poimine, adică la anul, ne vedem cu o retrospectivă a matinalului care a avut loc aici la Antena 3 și în casele dumneavoastră. Toate cele bune și să auzim de bine, pentru că n-ar fi rău să fie bine.